vrea să facă cunoștință astăzi cu mai de contas a unei mei interesate de noastră, de vorba despre Vostiuc Ana lui Anton. S-a născut în anul 1889. În 1925 i-a murit soțul. A rămas cu doi copii. Cu Constantin, care avea 6 ani și cu Floria, care avea 3 ani. În timpul evenimentelor de la Lunca, fiul cel mai mare, Constantin, a hotărât să treacă granița în România. Nimerește în mâinile grănicerilor sovietici și conform Tribunalului Militar al Armatei a 12-a, a Districtului Militar Special Chiev, va fi condamnat la 10 ani de pușcărie. În ziua de 6 februarie 1941, vezinul Florea, care avea 19 ani, pornește și el spre Lunca. A fost secerat de gloanțele grănicerilor sovietici și a rămas această femeie, sărmana mamă, singură în această lume, plină de durere și suferință. Și iată că la 19 februarie 1941, reprezentanții administrației locale au bătut în ușa casei acestei femei. Conform hotărârii conferinței speciale a Ministerului Afacerilor Interne a Uniunii Sovietice, ea va fi deportată din Ținutul Krasnoiarsk în luna mai 1941. A murit în Ținutul Krasnoiarsk. Vreau să vă spun că în 1972 fostul prorector al Universității Cernăuțenii, Curilo, îl întreba pe Arcadie Opaieț, când au fost acele evenimente cu studenții din Cernăuț: domnule Opaieț, ce-a făcut puterea sovietică aici în ținutul acesta? Care-i meritul puterii sovietice? Iată care-i meritul puterii sovietice. Acesta e numai cât un caz din acele 600 de cazuri despre care a menționat doamna profesoară. Iată, în panteonul martirilor din satul Mahala intră și acești 3 martiri pe care i-a dus puterea sovietică în Neagra Siberie. Vă mulțumesc! Străiesc!